Vedeți ce e ăsta? Nu știm unde suntem, dar pe aici niciun turist n-a mai venit. Când ți se de? Când nu prea o ai. Când nu prea o ai. Așa uscată. Găzdănelul meu micuț, umblu... Rumenia. E uscat așa. Marcel, tu ești. Dar ăștia ne văd și ne întreabă dacă vrem ingrediente pentru a face ciorbă de burtă. Aici îți dau copii, urcicat și în fața mea o cămilă albă, asta. Fiecare casă are doi crocodili, pentru că cu cât cheltuiți mai puțin, cu atât aveți mai mult. Two tickets, proverb. Mami ia un suc din ăla cu gheață și îl bea pe a fac hipotermie. Zic că vine domnul cu bascula. Părăsim insula asta, care ați văzut vlogul anterior, dacă nu l-ați văzut, uitați-vă, și mergem către Nubian Village. Marcel s-a luat un brățare. 20 de pounds. Nici n-am negociat, de seama, da. Mai pot să negociez cu insula. Foarte ieftin a fost. Și așa foarte milă. Da, un sentiment așa ciudat. Și acum ne îndreptăm către Nubian Village. Foarte fain se face iară, dar aici așa fain a fost că ne-am răcorit picioarele în Nil și merge, nu cred că mai e mult până ajungem. Asta e barca cu pictura asta frumoasă și aici e Nilul care e plin de pietre, cum am mai zis. Aici mai avem puțin și cred că ajungem aici, uite. Și stau așa, am văzut mai înainte aici un sătuț, o casă cum ar fi, nu sătuț, unde era pur și simplu un pat afară scos și atât. Și mai un cuptor unde găteau. Vă dați seama, aici nu cred că plouă niciodată, nu știu. Foarte ciudat aici, o căldură. Da, aici fac. Vezi? Da, ăla de acolo. Ah, da, asta e Onakato Beach. De fapt nu e aici, că văd că merge mai departe. Am crezut că aici e Nubiana ăla, dar nu. O luăm așa pe tot felul de insulițe din astea. O facem așa la dreapta. Foarte interesant felul ăsta de care tot sunt aici. Nu am mai văzut un fiecare așa. De la insulele astea și de la fie. Da. Văd așa, o colim insule. Da, o colim, aha, să vedem pe unde o luăm. Ce face o amane? Ne întoarce acasă. O cred că o luăm la dreapta. Aici ară, ia uitați câte pietre din astea stângi. Acolo frumos steagul Egiptului. Și acolo nu știu că se vede o barcă unde are steagul Germaniei. Nu înțeleg, cred că vin foarte mulți germani din ăștia. Acolo cred că e Nubian Village sau nu știu, sunt foarte multe, nu? Cred că. Aici se fac niște scări. Da, ăla e. Se vede acolo în depărtare niște căsuțe albastre, așa. Imediat ajungem. Marcel, să-ți pregătești aparatul foto. Vezi aici în spate. Marcel cu noua sa brățară. Frumoasă. Da. Și foarte ieftină. Mai mi-aș lua și eu acum. Da, nu mai mă duc. Avem foarte multe modele. Și colier, de dinte, de cămilă, ne-o zis. Aici sunt așa, sunt renovate astea din câte văd.
ia să vă arăt. Și încă ceva, aici puteți să veniți și cu mașină. Luați mașină de acolo în Asuan și este un pod acolo unde e și barajul. Vă trece și ajungeți aici, nu trebuie neapărat cu barca. Probabil e mai ieftin cu barca. Vă tăiați așa, nu mai ocoliți. Și am crezut că e mai mare ăsta, dar e destul de mic, sunt câteva case. Da. Îl vedem repede, cred că. Vedem și iară se fac, aici e un din asta un fel de clădire nederminată. Da. Ne așteptăm să fie foarte turistic aici, ne vedem. Și vă arătă. Ai, e destul de mare, uite, se mai face și mai în spate. Da. Vedeți acolo, au venit doi copii. Aia de acolo. Ce aruncă cu piatră în ei tata lor ca să se ducă repede acasă. Mi-a zis, păi dar ce faceți? Vă duceți să vedeți bărci când eu lucrez și fac mâncare? Ajutați-mă! A plecut povestea mea. Da. Revenim aici, că aici te coprește domnul. Catodol? Ce e asta? Așa se cheamă, oare? Catodol. Uai, și să vedeți, sunt așa drumuri numai cu suveniruri, o să vă arăt. Da, măcar dacă ar fi ieftine, că mi-aș fa și o brățăriță din aia. Marcel, dar ce-i că rămâi spre țara aia? Asta e, îmi iau de aici. Am intrat aici, pe ăsta. Iar bineînțeles, e foarte turistic și vă spun tot să mergeți, să le luați câte ceva. Da, aici e plin de suveniruri. Să vedem și prețurile când ne întoarcem, să vedem. Mi-aș lua o brățăruță din aia. Dar e foarte frumos. Nu știu aici, n-ar trebui, dar nu mâncăm aici, nu? Și tot felul de case din astea. Yes. Now it's my time. Spicy shop. Okay. E foarte fain. Superbe culorile astea. Așa. Pictate așa. Foarte tare. Și chiar râs și ei localnici. Nu e chiar foarte turiști. Deci asta așa trăiesc nubienii. E un fel de nație, altfel de nație. Sunt mai negri așa la culoare. Se aproape mult mai mult de Africa, așa. Foarte interesant. Aici Marcel face poze. Da, mai putem. Aici puteți să luați și în jos, acolo. Și pe aici, pe unde o luăm acum. Am văzut așa de sus și trebuie să fie niște clădiri galbene cu roșu. Dar nu știu unde e, nu? Aici, iar, de aici se termină, da. Vedeți, se termină așa, pur și simplu, în deșert, în pustiu. Nu știu că nu trebuie încolo. Na, hai, pe încolo nu cred. Aici am venit, aici am venit. Da, nu mai e nimic. Ne întoarcem pe aici. Vezi că acolo sunt cupolele alea albastre.
Acolo i-a rămas mai în față. Domnul ăsta nu mai pleca de aici. Sună fixul. Da. Aici e fain să facem poza. Vedem, da. Jumate soare, jumate umbră, Marcel. Da, Marcel știe cu poza. De acolo, unde sale, la galbene, că toată lumea a făcut acolo. Stau până găsesc strada aia. O zis domnul ăla cu o oră jumate. O oră, o oră jumate să stau. O zis, păi da, exact. Așa, așa, trebuie să-i zici, Marcel. Stau cât eu vreau. Aici mai în sus se termină, gen, dacă o luați în dreapta. Deci are două străzi. Da. Au multe suveniri, n-am mai văzut așa multe. Ah, într-un fel e ok, că ai de unde alege, dar să vedem și prețul. Și așa trăiesc ei. Aici are frumos. O, dar ăștia, încă ăștia sunt așa oricolorat, așa zbogați aici. Da. Că ați văzut acolo la noi, în insula aia cum stau. Elefantina aia. Aia tot așa, așa e de nubieni. Da, exact. Și astea de pământ, dar sunt colorate. Da. Vedeți? Deci ăsta e din pământ, pământ. Vedeți? Și cum nu plouă niciodată, așa îi. Aici cred că asta nu e din pământ, ori mai dat un strat de... de ciment. Ia uitați ce e aici la ușa. Vedeți ce e ăsta? Un pui de crocodile împăiat. Aici prin case, poți să vezi crocodil, da. Dar nu, cum ai zis, că trebuie să ne invite sau ce? Da, dar noi nu mă spun să fac acolo, nu știu. Că suntem așa, cumva, la... Nu știm unde suntem, da? Pe aici nici un turist n-a mai venit. Hai pe la umbră, pe aici. N-abia. Și eu. Bem apă și revenim. Foarte bun. Foarte bună apă. Foarte bună apa când ți-i sete. Când nu prea o ai. E așa uscată. Așa uscată. Hai, Marcele, ați găsit la noi. Găzdănelul meu micuț, umblu toată ziua. Și eu am da. Ai uitat acasă? Uite, pe aici trebuie să mergem. Pe aici. Aici e un căluț. Aici e un căluț, așa foarte drăguț. Aici e o străduță. Deci pe unde trebuie să mergem? Pe aici, unde suvenir? Păi da, unde vedem suvenirul, o luăm și noi. Pe aici. Nu, păi probabil și că e dimineață. Da, poate vin mai pe seară, eu știu. Da, poate vin mai pe seară. Să vedem. Aici au spicy din astea, condimente. Aici au, cred că din ăla, dacă vrei da sa. Rumenia. Am zis că Hagi. El este Hagi. Păi mergem pe Alfinjo, uite, vreau curmale în asta, uai, ce faină. Și aici iar se fac din astea colorate, nu? Nu s-a, suntem orice. Ia, hai să mai vă arăt ceva, nu știu dacă am voie, dar mă duc să văd. Ia uitați aici. Vedeți ce e aici? Un crocodil împăiat, adică e împăiat, e așa. Foarte mare și... e uscat așa. Deci are foarte drăguță casa asta. Cu are două capete de crocodil, iar sunt faine culorile. Au foarte multe din astea spicy condimente. Deci are o școală, cred că, sau o moschee.
foarte fain, renovată, cum ar fi pentru copii, zice. Și aici e o moschee. Și aici, uitați cine e. Marcel. Tu ești. Acolo nu se mai face nimic, nu? Nu. Ce faci, măi? Da. A făcut o poză. Na, revin, că trebuie să fac poze. Am făcut poză. Și acum căutăm căsuțele alea, asta avem noi în plan. Să căutăm căsuțele colorate a lui Marcel. Aici are o căsuță colorată. Frumos aici. Se poate odihni. Să ne ascundem de Marcel, ia. Ne vede oare? Ne-a văzut. Asta, nu, prietenul meu, am venit aici pe mers, dar deja dacă mergem încolo e altceva și eu nu găsesc casele alea, cele... Abile este prima parte acolo pe stradă, le găsim noi. Ați văzut unde case galbene acolo? Da, am văzut, Marce. Foarte caldri. Nu știu ce e. Aici se renovează, nu știu dacă am intrat bine. Da. Ha? Nu cred, nu știu dacă e. Ce mai e mai în față? Ah, eu nu-i bine. Ce e acolo? Nimic. Și așa umblăm noi prin Egipt în căldură. Două bilete prin Egipt prin căldură. Prin cea mai mare căldură, la ora 11. La ora 11-12. Fără pălării, fără nimic. Căutând o casă galbenă. Ce ziceți? Măcar ați pentru mai... asta să dați un like. Dați un like pentru sacrificiul nostru de a umbla în această căldură. Nu e un sacrificiu, că mie îmi place așa într-un fel, dar după aia când ajung în camera de hotel, sunt epuizat și regret că n-am stat la un ceai. Nu, că nu e nimic. E frumos să umbli. Ce? Că n-ai umbla, mă. Dacă veneai pe jos. Noi cam așa suntem. Am venit pe jos din Asuan până aici. Am acandat pe barca, că dăm, că încă n-am dat. Ce mai fain e Camila, că n-am mai... Da. Domnul Marcela, oaia, mai are ăștia. Ne văd și ne întreabă dacă vrem ingrediente pentru a face ciorbă de burtă. Ful. Uite, acolo sus? Mai să urc acolo sus și să nu fie nimic? Nu cred că ori făcut pentru turiști acolo sus. Asta e iarăși coala aia. Haideți că mai mergem la pas și dacă găsim casele alea, vă le arătăm. Ia uite ce e aici. Iar un crocodil din ăsta. Tot mergem noi, că încă n-am găsit alea. Dar se tot fac tot felul de căsuțe așa colorate, faine. De exemplu și asta. Aici sunt picate, nu sunt mai renovate. Aici putem să facem poză, ha? Ce cum? Casa aia, așa. După am ies aici, probabil astea sunt alea, ce? Da. Da, să știm. Eu vreau și aici o poză, nu-i nimeni. Îmi face mie o poză acum, Marcel, așa vrea inima mea. Ceva. Mergem și la alea importante. Dai că vă arăt și vouă cum îmi face poza, orice. Găsesc aici să-mi pun. Ceva să vă arăt. Ia uitați ce scrie aici.
Carrefour Nubian. Ce părere aveți? Ați intrat în Carrefourul Nubian. Mă cer strânge aici. Foarte faine și picturile astea. Vedeți? Auziți aici, dacă veniți cumva în satul ăsta sau oriunde în Egipt și veniți acum, ori mergeți să vizitați până la 11, ori după 3-4. 3-4, da. Altfel, nu primiți aer. Ah, da, nu știu. Vă ardeți tot. Dacă vă place așa, măcar luați-vă pălărie. Și aici, asta o fi. Deci se vede Nilul, fain. Roșu galben era, da. Acum nu mai e galben. Astea le-am văzut și când am venit. Da. Mama? A venit bine? Ai mie, o să venim. Și acolo, pe aici am intrat. Ia să mergem aici. Deci așa, o străduță, iară un nisip. Culorile astea albastru frumos. Aici e un restaurant, nu știu, aici o fi? Da, asta cred că e, nu? Oricum pe aici trebuie să fie mai pe jos. Găsim, nu? Uite, aici e cu galben. Aici îți dau copii. Ori picat. Facem și aici o poză. Da, foarte cald. Facem poza acum, ora pozei. Haideți că am găsit ceva în final, așa cu ochii, am văzut eu pe malul Nilului. Dar foarte, nu-i foarte departe, de aici pe stânga, așa. Pe aici am putea, nu pe aici. Pe aici? Da, așa. Cătorii nu viază, ce fac domnul. Nu știu cum pot să lucre la 42 de grade. Până și aici sunt pietre, în asta, vedeți? Nu, așa și multe, aici și... Mă, am văzut o poză, așa. Scara aia, vreți să... Nu, aici, acolo. Noi am văzut niște poze pe Pinterest ăla și pe Instagram și vrem să găsim exact clădirea aia. Asta înseamnă să fii perfecționist. Da. Da, iară pauză de poze aici. Babadol. Babadol se cheamă, frumos. Măcar aici e umbră. Să vă arătăm cum stăm noi la umbră, așa. Că numai lângă perete e puțină umbră. De lângă cachii. Cachii de liliac, cred că e asta, nu știu ce-i. Uai! Uai! Hai că, deci pe ce ceasă? Mai avem o oră. Ce, jumătate de oră am stat? Da. Dar te-ai uitat la ceas când am plecat? Da, la 10:30. I-am zis la ăla că... Nu, așa, o oră jumate maxim, am zis. Săracu, stă în căldura aia. Păi hai să ajungem odată la... Da, să acum mai să alergăm prin căldura asta. Nu știu, noi după experiența noastră nu vă recomandăm să veniți în... începând... Nu știu, numai iarna să veniți. În martie încolo nu cred că mai are. În ianuarie, februarie, ultima lună. Cea mai ok, cred că e. Da, așa după 3-4? E foarte ok. Da, super să mergi. 15 grade, 20 noaptea. Ciudat, așa e în deșert. Numai acum la prânz te copești. Vedeți că nici ei nu prea auzi. Nu, stau ascunși. Uite unde am ajuns, Arcel. Iară la Camila asta. Camila Marcel. Mai știți că am fost aici. Stau la Prispă, dar numai după 8 seara iasă. Am văzut acolo, în cartierul ăla nostru, sau unde stăm, pe Elefantida aia.
Și așa iasă. Și copiii și toți. În noapte, da. Da, acum... Iar am ajuns la ăsta, dar nu știu... Păi ăla îi. Păi și cum să ajungem acolo? Păi pe aici, probabil. Da, dar și cu un hotel. Da, nu știu, vedem. Prin hotel? Întrebăm și noi. Venim. Păi nu mai avem lacă. Vedeți că iar am luat la pas, aici sunt bucăți din astea de nis. Nu pe aici, am încerc. Nu, pe acolo. Nu? Din casă. Păi nu. Să vedem dacă ajungem undeva. Dacă nu, ne întoarcem și mai facem alte poze, că aia chiar nu știu unde e. Probabil dacă veniți cu grup din ăsta, vă duce numai acolo. Că aici e așa, un fel de insulă. Da, dar și ăsta nu știu ce mi-a lăsat în celălalt capăt. Bine, și acolo, e hotel. Da. Da, ăsta cred că îi vezi. Da. Aici e sigur. Probabil trebuie să plătim dacă e hotel. Dar nu știu, de fapt nu este casă. Da. Hotel. Vedem. Noi suntem așa mai speriați. Noi ne speriem că... Nu. Și cum să merg pe aici când ăsta îi? Renovează, uite-te, vezi? Îi schele peste tot. Și ce? Na, hai. Vreau să ajung în fața lui. Mergeți. Mergem, mă, piciorul. Uite, pe aici putem merge. Uai, ce bine că udă puțin. Contează și asta. Da, fel de resort ai. Uite, sunt mai multe cazări, cred că, sau nu știu ce. Da. Așa arată. Se vede că astea sunt făcute așa noi. Și în față e Nilul. Ia uitați. Vedeți? Da, astea sigur sunt cazări. Care le-am văzut eu, da? Sunt bune și astea. Ia, dacă ne uităm încolo... Toate sunt albastre. Da. Păi, dar e mai fain aici la Nil, parcă e altfel aerul. Aici vrem să vă arătăm barajul ăla, vedeți acolo, ia să dau cu zoom. Se vede așa un zid mare. Ăla e barajul de la Aswan. Și după ăla vine așa mare tot Nilul. De fapt e un lac, dar e Nilul. Deci ei acolo dau drumul la apă cât vor să fie aici, pe ăsta. Și ăla e un obiectiv turistic, dacă vreți să-l vizitați, se poate merge cu mașina, că e șosea. Exact peste el, așa. Interesant și ăla. Acum mergem înapoi. Ăsta tot e sat, așa cum se întinde pe aici. Și astea sunt căsuțe unde puteți să vă cazați, așa, ieșiți pe terasă și găsiți Nilul în față. Dar astea se vede că sunt făcute noi și aici, așa. Ia să mă adăpostez la umbră puțin. Secunda umbrei. Foarte fain. Uite, aici am găsit un crocodil, dacă îl vedeți. E băgat acolo. Hai, pa! Hello. Face poză copilul. Asta e bicicleta lui copil.
Așa, așa au ei, în fiecare casă au câte doi crocodili din ăștia și că când cresc, mai mari le dă drumul aici, în Nil. Marcel face poză la toți copiii, acum. Aici aș bea un Pepsi în ăsta rece. Dar nu-i nimeni aici. Ne vedem atunci la alte căsuțe din astea, că face multe poze Marcel aici. Aici are spate multe cămile, vedeți? Și în spatele meu și în fața mea o cămilă albă. Asta. Nu, glumesc. Foarte multe shop-uri din astea cu suveniruri. Marcel a terminat de făcut poze la copiii ăia și uite aici are o căsuță faină galbenă. Un copil aici stă. Da. Se fac străduțe, puteți face poze de aici. Foarte fain. Și aici ar se face un drum. Dar se ajunge pe unde am mai fost, pe strada de acolo am mai fost. Vrei să faci aici poze? Apoi cam ăsta a fost sătuțul ăsta. Mie mi-a plăcut. Peste tot puteți să mergeți, să găsiți crocodili. Dar acum, că la căldura asta nu prea vor nici ei să nu te mai invită în casă și așa, că așa am citit, că te cheamă să le vezi crocodili și... Fiecare casă are doi crocodili, mă dați seama. Dar ținuți în condiții inumane, numai na. Așa zic că le dau drumul când cresc. Da, îi consideră că au noroc sau da, sunt norocoși dacă țin. Ați văzut turul satului, că cred că chiar l-am văzut tot. Numai casa aia lui Marcel n-am văzut-o, ce a vrut să facă poză. Da, pe aici ai și aia și asta poate să fie, că nu știa, state asemănătoare. Poate mai mergem mai încolo, nu știu, vedem. Dacă mai mergem, vă arătăm. Nu ne-am oprit aici, încă explorăm. Iar am văzut un cap de... Rechin, am vrut să zic, de crocodil din ăsta, ia uitați aici. Da, e o căldură. Nu știu, poate unii dintre voi ați mai fost acum. În lunile astea de vară, primăvară, nu puteți să respirați. Aici e cam gata. Se termină așa, inundat de nisip toate casele astea. Putem să facem aici poze, dacă vrei, Marcel, în pustiu. Nu mai e nimic. Încolo ați văzut, e pustiu. Aici are o casă. Dar mai facem câteva poze și ne vedem din lepenie. De pe barjă mergem și noi. Că s-o cam terminat timpul și am văzut tot ce am avut de văzut. Da. Da. Mergem acum să explorăm aici mai mult. Da, unde e Crocodile House? Da, deci aici sigur iară au. Și iară prinde copii, au duc așa o sticlă plină de nisip și trag de ea. Asta e jucăria lor, da. Aici picturi. E frumos, numai uite, iar asta e părăsită. A, nu, astea acum se fac, vezi? Aici. Și aici are una nouă, un resort, ceva. Resort, nu știu ce. Iar în stilul ăsta de nubian. Și aici e gunoaie. Da, aici e un munte de gunoaie. De fapt, așa erau alea înainte. Cum e ăsta aici? Da, deja nu mai pus. Aici chiar e un hotel mai sus. Vrei să mai mergem acolo, pe strada aia?
târziu. Uai, acolo vine o barcă cu muzică la maxim. Ce mai face aici, o poză? Am mai mers puțin și iar am ajuns aici, la... Tot așa e, dacă vedeți, plin de colorate clădiri, da, restaurante, cred că Nubian House. Iar aici are, păi asta cred că are făcut așa stil. Hello. Oh, thank you. Aici are o casă, asta e fain pictat așa, gen. Cu astea se plimbă ei. Și acolo mai e una așa colorată și pe aia gata, e numai pustiu, vedeți cum e aici? Și acolo era plaja aia unde e clădirea aia albă, îndepărtare. Bă, ce mi-a dat, ajungem la plaja aia pe jos. Da, ajungem la plaja pe jos, vă dați seama. Domnul ăla cu barca, nu mergem pe jos. Bă, cald, ce să mai, Doamne, ce e foarte nasol că nu putem ține ochii deschiși, mari, așa. Trebuie tot așa. De la soare, da. N-avem nici ochieți de soare. Marcel e ros, să zici că e rac, crevete. Mai de capul nostru. Ia să vă arăt. Vedeți mânuțele astea, așa, în noroi, cumva le-or băgat și după aia le-or lipit. Că vă dați seama că astea rămân tot timpul, că nu plouă niciodată și poți să faci orice, că așa rămâne. Deci e ceva coffee shop. Puteți intra, mânca. Așa arată și vedeți Nilul. Superb în spate. Acela, vrei aici la cafea? Ai vrea? La o cafea fierbinte, așa. Nu, ceva, nu știu, o cola rece. Nu vrei să stăm? Nu mai stăm, că ăla ne cheamă imediat. Bine, e clar, e scurt, dar nu. Nu avem bani de aruncat. Noi... De la supermarket și de la localnici. Nu ne place să cheltuim mulți bani. Pentru că cu cât cheltuiți mai puțin, cu atât aveți mai mult. Two tickets, proverb. Cum are aici domnul? Pescuiește. Mizerie, nu știu, uite, strânge sticle de cola vechi, săracul. Cum vreau până acolo? Pe aici, așa. Încet. Încet și cu răbdare. O avut ziua asta, toată la dispoziție. Noi umblăm în colinda pe la casa altuia, pe la casa de Nubian cu Marcelu cu trepiedu. Tot ars de soare. Tot e ars. Tot e ars, mă. Că acum îmi iau un suc din ăla cu gheață și îl beau, pa, fac hipotermie. Da, vedeți? Hai să urcăm și pe aici, dacă tu... Eu urc. Stai aici, bine? Îmi dau ultima suflare. Thank you, my man. Tot să zic welcome. Da, aici e ceva hotel. Nu mai veni. Nu mai veni, Marcel. Iar e hotel pictat, așa, făcut recent. Și acolo iar. Și aici e o stradă care duce către nicăieri, pustie. Și superb Nilul aici. Și acolo, în stânga, aia Swanul. Și în dreapta, barajul. Și aici, un cățel de... Cum se numește? Cămilă.
eu filmez cu căței. Dacă vă place, dați un like sau dacă nu, dați subscribe. Vine mașina. Ai așa senzație de amețeală când stai la 42 de grade. Să nu încercați chiar așa ca noi. Nu recomandăm să faceți asta acasă. Veniți aici și faci. Încă o dată, proverb tutihet. Vezi că vine domnul cu bascula. Copilul se merge și el acasă, prin spatele basculei. Așa și arată copiii ăștia. George Enescu a pictat. Așa, foarte fain, îi pictează ei. Vrei o pălărie? Da, păi niciodată. Cred că ne luăm când plecăm, nu? Când plecăm din Asuan, ne cumpărăm o pălărie. Ia uitați aici, fetițele dansează. Vedeți aici? Ați auzit ce ori zis? $1 pentru dans. Nimic nu-i gratis. Da, și aici la stânga o luăm, domnul ăla ne așteaptă dacă mai trăiește. Nu știu cum a stat în căldura asta, săracu. Nu știu dacă are umbră. Și ne vedem pe Nil. Vă pupăm. Aici e barca. Ce-a mai venit un domn. Păi da, nu știi când întoarce. Păi ne mișcăm. Uai, ce bine e aici. Uai. În sfârșit răcoare. Acum domnul desface barca. Ia uitați câte bărci. Acum nu era niciuna când am venit. Da, dar vine așa în căldură asta. Vin, mă, în căldură. Ce să faci? Suntem foarte obosiți și dezidratați. O să mergem să mâncăm ceva și vă mai arătăm. Și nu uitați, apă. Apă? Apă multă. Din Asuan, nu de aici, că e scump aici. Cu 5. Da. Din Asoana, aici au fi 20. Vă pupăm. Nu uitați să dați un like, un subscribe. Și să fiți alături de noi, că mai urmează și alte călătorii. Minunate, alături de noi, Marcel și Marcel. Uite, avem un pieton nou. Nou. Plecăm. Ne vedem venind. Dar pe noi nu ne mai vedeți. Până în vlogul viitor. Poza tipică egipteană.